Ne-a încântat în această dimineață cu o fantastică, superb, cu un superb colind, Lucia Sacaliuc. Și să știți că noi v-am admirat aici împreună cu soțul dumneavoastră, Oleg Sacaliuc, soț și soție, care vin în ospeție la noi de sărbători tocmai de la Botoșani. De fapt, tocmai de la Botoșani, este chiar de aici, de la Botoșani, că suntem foarte aproape. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Cum vă simțiți? Foarte, foarte bine! Aveți două minunății, două instrumente fantastice în mâini, viori. Da. Ea și el, el și ea. El și ea care, cum le dezmiră, care într-un fel ne-a unit. Viorile v-au unit. Ele știau, ele au cântat la struna sufletului și a inimioarei. V-ați cunoscut în facultate, din câte știm noi, da? Da, facultate am făcut-o la Chișinău, la... Deci sunteți basarabeni. Deci români de partea astălaltă, de Prut. Așa, o să fie cool. Și stabiliți la Botoșani. Și stabiliți la Botoșani de câți ani? De 22 de ani. 22 de ani. E o viață, da, o viață destul de... Cum a fost? Cum ați mers încolo? Când? De ce? Păi am mers la rugămintea dirijorului Ion Cobâlă. A fost angajat până în anul 2006, după care ne-am hotărât să mergem pe un drum, dar solo. Solo și cu forțele proprii. Deci nu ne împinge nimeni. La am înțeles. Și cum este? Oricum, trebuie să fie locomotiva. Cine este locomotiva? Oleg, tu ești locomotiva? Ambi. Am înțeles că de obicei în familie cineva cântă, cineva dansează, dar aici probabil că ambii cântați și ambii și dansați, nu? Mă refer la... Depinde de situații. Am înțeles, da, că vechiul proverb așa zice, soțul este capul, iar femeia este gâtul. Unde întoarce gâtul, acolo se uită și capul. Cum vă descurcați pe plan profesional acum? Aveți CD-uri, aveți discuri, aveți concerte? Sigur că da, ne pare rău, uite, când avem două CD-uri. Avem, acum recent am scos un DVD, da, acolo DVD-ul respectiv promovăm Bucovina și de fapt de planurile de viitor nu prea vreau să vorbesc pentru că okay, de realizări, că suntem pe final de 2017 și ce v-a adus, cu ce v-a împlinit, cu ce v-a uimit 2017 în punct de vedere sentimental, profesional, în sensul frumos al cuvântului? Să zicem că spectacole, mici turnee și... Na, Nu, a fost un an bogat. A fost un an chiar foarte reușit, foarte bun. Da. Vedeți cum soțul așa mai discret, mici turnee, a fost un an bogat, zice femeia. Este bine așa, pentru că indiferent prin ce trecem, trebuie să arătăm bine. Da, foarte bine. Aveți... Dumneavoastră, eu am citit istoria foarte curioasă a dumneavoastră, cum v-ați cunoscut în frage de tinerețe, da? Că ați făcut, dumneavoastră ați făcut Bălțu. Liceu și universitatea, nu? Și studiile ne-am făcut la Chișinău împreună, la același profesor. Am fost așa, și acolo v-ați unit. Așa. Și ați plecat la insistența dirijorului Cobâlă. Da, așa, da. Ați plecat la Botoșani. Cum? Pentru că istoria este una foarte curioasă. Haideți să știe și noi ce de acasă. Noi când am plecat la Botoșani, sincer, n-am fost cu gândul să rămânem. Am zis să facem, să gonisim un... Da, un bănuț? Ce vârstă aveați atunci? Eu 25. 25 de ani, e vârsta curajoasă, unde lași tot în urmă și te duci. Ok, ați ajuns la Botoșani. Da, și am ajuns la Botoșani. Cu aceste două viori, doar atât. Atât? Da, păi noi tot timpul povestim lucrul ăsta, pentru că nici geamantan n-avea. Chiar ei sunt? Nu, le-am mai schimbat. Da, sigur. Noi ne place tot timpul să povestim că am plecat la Botoșani cu două viori și două sacoșe, că n-aveam geamantan atunci. Da, și mulțumesc Dumnezeu. Eu zic că totuși am realizat lucruri frumoase. De asta poate nici nu i-am mai reîntors acasă. Da. Bine că nu ați plecat niciodată, pentru că noi suntem acasă, fie pe partea stângă sau pe partea dreaptă a Prutului. Oricum suntem acasă. Important este să ținem la tradițiile noastre. Prin ce credeți, prin ce sunteți voi altfel decât ceilalți interpreți la fel de succes în stilul popular? Veniți cu o notă a voastră, veniți cu... pentru că artiștii trebuie să-și aducă nota personală. Însăși că suntem două viori, un cuplu
cred că este foarte frumos. Da, frumos. E ceva unic. Cânti și tu cu vocea? Nu cânt cu vocea. Nu cânt cu vocea, doar cu vioara atât. Doar cu vioara. Da. Ar avea voce. Ar avea, mai ales când strigă la mine. Foarte da, să știți că toți bărbații au voce și auz și atunci vine și textul curgând așa, nu știu cum, și la un moment dat când îi pui o întrebare, pac, se blochează. Eu știu despre ce vorbiți. Eu stăteam și mă gândeam, dacă unui violonist, da? Iar nimeri vioara lui Stradivari în ce ar cânta, ce v-ar veni în cap prima cântare, ce ați interpretat? Că este vioară simbol, Stradivari. Mie îmi plac foarte mult doinele. O doină? Eu aș doini. Eu cred că aș cânta balada Ciprian Porumbescu, care e o melodie care reprezintă tot. Haideți să încercăm pentru două secunde. Haideți o doină acum. Așa, și să vedem cum ar suna. Ne imaginăm că putem să facem un exercițiu de fantezie. Și să zicem facem doină. O doină și după care balada lui Ciprian Porumbescu, da? Haideți să ascultăm în premieră, la o nouă zi, o doină în stilul nostru sufletist, așa cum îl știm noi. Și cu siguranță și cei de acasă acum trăiesc un moment liric și foarte, foarte, foarte de suflet. Probabil că spunea, acum îmi scapă numele, zicea Dumnezeu vorbește cu noi prin muzică și o demonstrație încă o dată, pentru că doina ne aparține doar nouă, doar românilor. Niciun popor, nimeni nu mai are această... Nu mai plânge în felul ăsta. Cu ce ne mai încântați în această dimineață? Acum în platoul nostru micuț, în scena noastră improvizată. O bătută ca la Botoșani, pentru trecute. Da. Da, aici și aici noi amândoi. O bătută ca la Botoșani, pentru trecute. Vă invităm aici în platoul nostru mic. Dragilor, în această dimineață, Oleg și Lucia Sacaliuc ne-au încântat fantastic cu o doină, iar acum se vor bate, așa, o bătută, un duel ca la Botoșani, împreună soț și soție. Haideți să le ținem pumnii și să-i ascultăm.